Cât de bine stau în sondaje, dacă aveți cifre legate de încrederea pe care o au Ludovic Orban și Florin Cîțu la acest moment? Nu sunt mari diferențe între cei doi. Cifre exacte m-aș feri, cel puțin pe acest subiect, să invoc. Nu am publicat date recente, cercetările pe care le-am mai făcut au fost realizate pentru... Nu au fost destinate publicității, dar sunt cumva relativ echilibrați în ceea ce privește nivelul de încredere, să spunem. Există la acest moment un liberal care se află peste scorul partidului? Da, există un liberal care se află peste scorul partidului. Este un primar al acestui partid, este vorba de Emil Boc, care este în acest moment cel mai popular lider al Partidului Național Liberal. Klaus Iohannis a mai scăzut în sondaje? Așa cum a mai scăzut de la începutul pandemiei? Sigur, firesc. Pandemia a afectat încrederea în unele instituții, a determinat o anumită erodare. E un proces firesc și normal, nu s-a întâmplat vreo prăbușire, dar e un proces de erodare, repet, firească, pe măsură ce al doilea mandat deja am intrat în al treilea an al celui de-al doilea mandat, sau intrăm în al treilea an al celui de-al doilea mandat al președintelui. Da, e o ușoară erodare, evidentă, încă o dată firească. Ne aducem aminte, președintele și-a asumat foarte multe din elementele, mai ales în faza în prima parte a pandemiei, anunțarea măsurilor, anunțarea restricțiilor și coordonarea cumva strategică a acestei perioade extrem de dificile prin care trecem cu toții, și nu doar România, Europa, întreaga lume. Prin urmare, da, o erodare există.